Gazda delegației italiene a fost viceprimarul Marius Creciu. El i-a primit pe peninsulari în biroul său, unde au discutat despre nou promovata CS Severin timp de mai bine de o oră. La finalul întâlnirii, atât partea severineană cât și cea italiană au declarat că nu s-au ajuns deocamdată la concluzii concrete despre o posibilă investiție la echipa de fotbal. Italienii sunt însă dispuși să cumpere o parte din acțiunile de la CS Severin. A fost eu prima discuție așa, nu avem... Dispunem-o tot să mergem mai departe. Cu ce gânduri plecați după prima întâlnire? Da, este... Nu vedem echipa, înainte vedem meciul, vedem... Nu se știa nimic. Din delegația italiană a făcut parte și Claudio Zambon, fostul patron al Politehnicii Timișoara. De data aceasta, el a declarat că a venit să-l susțină pe amicul său, Nicola Di Matteo, cel care dorește să preia o parte din acțiunile echipei severinene. Eu sunt aici în fel de asistent juridico-sportiv pentru domnul Di Matteo. Dacă se va finaliza eventual preluare echipa, vedem, discutăm, mi implico din punct de vedere sportivo și giuridic atât. Reprezentanții primăriei care dețin pachetul majoritar de acțiuni la CS Severin s-au arătat încântați de interesul italienilor pentru echipa severineană. Domnul Di Matteo, cel care vrea să preia echipa, a fost președinte la Imola și la Spal, două echipe de tradiție la un moment dat în Italia și există acest microb al sportului. Să sperăm că vom finaliza discuțiile și lucrurile vor intra pe un făgaș bun pentru echipa. Pentru că nu cunosc prea bine echipa severineană, italienii au decis să urmărească evoluția fotbaliștilor în partida împotriva celor de la Universitatea Cluj.